bine v-am regăsit la un nou episod. Am văzut în comentarii, ceva fete mi-au cerut și un antrenament de biceps, deoarece, dacă mi-ați urmărit evoluția vlogurilor, din păcate nu prea filmez astfel de antrenamente. De fapt, înainte, sincer, antrenam brațele de două ori pe săptămână, de ce am avut nevoie să le cresc, fiind plecând de la o formă de anorexie. Dacă nu ați văzut vlogul cu anorexia, vă rog să-l căutați în urmă și o să vedeți despre ce este vorba. Între timp, după ce m-am apucat de concurat la categoria de bikini, automat a trebuit să o las puțin mai moale cu bicepsul, deoarece acolo trebuie să fie, avem anumite proporții, asta însemnând nici într-un caz biceps foarte mare. O să aveți și o mică surpriză, suntem și cu Ștefi, poate filmez puțin și din bicepsul ei și să ne povestească așa puțin cam cum și-a crescut ea acei enormi bicepsi. Astăzi filmăm și într-o sală nouă de Eugenia și din Palace Campus, Payfit Gym, și ne-am gândit că ar fi o bună idee să încercăm astăzi și să vedem așa ce aparate noi găsim. Că tot vorbeam de bicepsi și Ștefanei, are ceva? Cam cât ai în braț? Acum am 37. Da. Cred că dacă mă îngroș... O să faci așa un dublu biceps pentru noi? Pentru fanii tăi din canalul meu de YouTube? Super, super, wow, wow! De la? Nu știu continuarea. De la? Nu știu. Ah, de la Ciuri! Haideți, ne încălzim și mai filmăm pe parcurs câte ceva. Am fost și cu primul exercițiu pentru biceps, deoarece înainte am mai avut 5 la umeri, dar după cum v-am spus, nu le mai filmez astăzi, deoarece astăzi este vorba doar despre biceps mari, nu atât de mari ca ai Ștefanei, dar destul de mari. Am și eu un 33 de centimetri. Și am început cu primul exercițiu, de obicei fac ori cu discul, flexii pentru biceps, ori cu bara. Prima serie a fost cu o greutate mai mică, unde am făcut 20 de repetări, așa să mă pompez. Și acum am trecut la a treia serie, două serii de câte 14 repetări, unde creștem greutatea. Mișcarea trebuie să fie lentă, controlată. Și strângem tare sus. Sunt la a doua serie, tot flexii pentru biceps, dar de data aceasta priza este puțin mai largă și o să facem aici la băncuța sport. Deci 3 serii, câte 12-14 repetări. Thank you.
și o să mai creștem puțin greutatea la următoarea serie. Am trecut și la alte exercițiu, tot flexii pentru bicep, de data aceasta cu gantera și cu semirotare. O să vă arăt imediat, fac câte 3-4 serii unde cresc greutatea și scad numărul de repetiții. Ștefi nu mai face de bine. Da, vede foamea lui. Dar și mie nu foamea. După aia o să vedeți masa post-workout. Masă surpriză în ziua de azi. Bun, pentru noi. Iar am prins-o cu antrenament de spate. Vi l-am mai arătat și tura trecută, dar ia uitați cât de mult s-a mai schimbat forma între timp. Este mult, mult mai definită. Totuși, mai am ceva întrebări pentru ea legat de antrenamentul de biceps. Să vedem, face biceps, nu face? M-ați disperat cu pozele, nu mai poate, prea bună lumina sală, prea multe culori și nu mai poate cu poze. Voiam să te întreb și sigur o să întrebi lumea în comentarii, cum ai făcut să ai asemenea bicep? Se l-a antrenez? Nu, nu pot să spui? E vorba de ciuri? Da. A, am înțeles. Deci m-ați prins. Da, adică nu mi l-am mai antrenat de... Vreo 2 ani nu l-ai mai antrenat? Da, și de când am început făceam doar un exercițiu, 3-4 serii. Atât? Da. Și bine, înțeles, intru când faci spate, da, bineînțeles. Spate, dar nu antrenez ca pe o grupă principală. Și niciodată nu ai făcut? Genetic, da, dar la răpetata, la fel că e la antebraț, braț, tot, mână. Bun, tot. Deci și genetic. Am multe dispoziții, da. Un mușchi bine dezvoltat, știi cum e. Am înțeles. Asta deoarece o să vezi că o să primim întrebări și mulți spun că vai, cine știe ce ai băgat, cine știe... Da, și eu nu fac biceps, că dacă așa putea să fac un biceps. Mamă, cred că... Chiar că ai între ciorci bărbat. Bun. Da, deci v-am răspuns la întrebări înainte să întrebați. Nu în biceps. Nu în biceps. Am lămurit-o și pe asta. Deci în biceps nu mai vorbim nimic. Haideți, ne revedem cu masa post-workout. Wow, cât e de drăguț. De foarte mult timp vreau să ajung aici. Este mult mai frumos în realitate. Copacelul acesta este roz. Vedem ce sushi găsim bunuți. Cam așa arată și mâncarea. Ceva pe aici cu creveți și două feluri de sushi. Să avem poftă! Cam acesta a fost vlogul și pe ziua de astăzi. Sper că v-a plăcut. Din păcate nu am putut să filmez mai mult cu Ștefi deoarece am avut antrenamente diferite. Dacă nu aveți fetelor idee pentru antrenamentul de biceps, sper să vă inspirați de aici. Și așa ca fapt, poate o să atașez și o poză cu brațele mele înainte de a face sală, de a merge la sală și a mă antrena. Am mai spus și într-un vlog cu transformarea mea cât eram de complexată și nu purtam niciodată maieuri sau topuri. Și sper să vă inspire și pe voi. Și așa ca un mic sfat, eu mi-antrenam brațele de 2 ori pe săptămână înainte și cam așa mi le-am și mărit. Dar de foarte multă vreme nu am decât
două exerciții pe săptămână pentru biceps și cam atât, nu am nevoie de mai mult. Sper că v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, să dați și un like, un comentariu, de ce nu, și să ne revedem cu bine la următorul vlog. V-am pupat!